Tema pentru anul 2013 este hipertensiunea arterială, deoarece Organizația Mondială a Sănătății o consideră o problemă de sănătate publică prioritară și trebuie să se atragă atenția opiniei publice mondiale. Pentru a marca această zi, Direcția de Sănătate Publică din Mehedinți a organizat în colaborare cu filiala de Crucea Roșie din Mehedinți, ISU și un supermarket din oraș, o acțiune de măsurare a tensiunii arteriale a persoanelor ce solicită acest lucru, în incinta magazinului, atât astăzi cât și mâine, între orele 10 și 18. Măsurăm tensiune. Până în prezent s-au măsurat cam 83 de persoane. Mediatizăm prin voluntarii Crucii Roșii și dirijăm ca să-și măsoare tensiunea gratuit. Mâine este Ziua Mondială a Sănătății și este foarte bine că ne regăsim aici cu toții și să ajutăm populația. Îi rugăm să ne onoreze la cortul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Hipertensiunea arterială este definită ca valoarea tensiunii arteriale sistolice sau diastolice, ce depășește în mod constant valoarea acceptată ca fiind normală. Noi am mai desfășurat și alte activități, am împărțit pliante în acest hipermarket, am mediatizat Banca de Alimente, proiectul nostru, prin care oamenii pot dona un aliment neperisabil în cele două coșuri amplasate la ieșirea de la case. Am mai spus și de proiectul nostru de cursuri de prim ajutor și am îndrumat persoanele să vină la cortul celor de la Zmurt. Cum ai simțit pe Severinen, pe mehedințeni astăzi? Participă activ, sunt interesați de această campanie? Da, au fost foarte interesați, chiar au stat de vorbă cu noi și au avut întrebări pentru noi când le-am spus de cursurile de prim ajutor și de proiectul Banca de Alimente. Au fost oameni care s-au grăbit, poate, dar foarte mulți au răspuns activ. Mulți oameni nu știu că au hipertensiune arterială, deoarece nu provoacă întotdeauna simptome. Ca rezultat, aceasta duce la mai mult de 9 milioane de decese în fiecare an, aproximativ jumătate din totalul deceselor cauzate de boli de inimă. Anual mor peste 9 milioane de persoane, având ca și cauză hipertensiunea arterială cu toate complicațiile ei și se consideră că până în anul 2020 acesta va fi cel care va genera cele mai multe decese la nivel mondial. Este foarte bine ca fiecare cetățean să-și măsoare tensiunea arterială, pentru că la început nu este niciun simptom, dar este important ca să se prezinte la medic, să-și facă analize medicale și să vadă valoarea tensiunii arteriale. Persoanele cu tensiune arterială crescută au de cele mai multe ori și glicemia crescută sau valori crescute ale colesterolului, care combinate cresc riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Pentru a minimiza riscul de apariția unei boli cardiovasculare, orice persoană poate adopta un stil de viață sănătos, dar mai întâi trebuie informat și apoi să conștientizeze existența unui astfel de risc. La evenimentul de astăzi au luat parte și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Mehedinți.